Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2022 Multiplayer. În episodul de astăzi vreau să ne ocupăm puțin de bănuți, dar înainte de toate vreau să vă arăt niște chestii interesante. Acum eu sunt la recoltat de rapiță aici pe serverul lui Viso și o să iau puțin tractorul. O să mă duc cu tot cu remorcă, că până la urmă n-am... E tractorul de... Stai mă, că am apăsat pe ceva eu aici. F5 cred că am apăsat, da. Deci n-am nimic de ascuns, tractorul ăsta are destul de mult cai putere. Eu cu treaba mea financiară stau destul de răuț în momentul de față. Am 103.000 de euro acolo, dar ideea e în felul următor. M-am împrumutat la bancă. Am tras tare să nu mă împrumut la bancă, dar totuși am ajuns să fiu împrumutat la bancă. Am minus 500.000 de euro și acum vă explic și merg să vă arăt de ce am minus 500.000 de euro. Faza a fost în felul următor. Viso s-a dezvoltat destul de tare. S-a dezvoltat Viso în felul că... Mamă, ce jumbuș lucruri face remorca pe aici. S-a dezvoltat în sensul că ferma lui are 700.000 de euro. Ia uitați-vă aici la ferma lui Viso. Are 700.000 de euro. Robert are 353.000. Slavic 17.000. Dar într-adevăr Slavic are și ferma, are și utilaje, adică și-a cumpărat. Alin are 35.000. Alin, el e mai cu cerșitul, e mai cu... Mai păcălește pe cineva, mai face un bănuț, mai trăiește și el cum poate. Iar bogătașul este, cine ăsta, Mădălin, care a avut 350.000 de euro la începutul hărții, când am dat noi drumul la harta asta, adică sâmbătă, a avut 350.000 de euro, pe care i-a cheltuit cam aiurea și nu a reușit să facă mare, mare profit. Acum are utilaje și se chinuie să supraviețuiască cum ar veni și nu prea face cine știe ce. Cel mai isteț a fost Viso, care Viso și-a făcut împrumut de la bancă de 1.000.000 de euro și a investit, imediat mergem în baza lui și vă prezint în ce a investit Viso. Apropo, pentru cei care vreți să jucați și voi pe harta asta, chiar vă recomand și o să aflu și cum se cheamă și un link ceva ca să vă dau și vouă să vă jucați. Stați puțin că nu pe aici trebuia să intru, mai trebuia să intru pe partea cealaltă. Vă arăt acum imediat ce a făcut Visolando aici. Am venit și eu de la muncă și sunt cu chef de înregistrat, am zis că este luni, nu m-am mai dus acasă, gen la țară, să mai munceam pe la țară, mai făceam câte una alta, astăzi nu m-am dus, am zis hai să vin acasă, hai să înregistrez câteva episoade ca să nu lăsăm canalul de YouTube așa pe moleșeală cum ar veni. Cam în partea asta stă Visolandu, intrăm acum în bază la el și arată într-un mare fel, câștigă și o grămadă de bani, are sere. Are, nici nu mai știu ce mai are el pe aici, are o grămadă, a făcut siloz, a făcut o grămadă de bani din siloz și a decorat frumos pe aici, a făcut mișto. Apropo, uitați-vă, și-a uitat Viso și-a uitat girofarul aprins, dar la care să vede? Să vede un girofar aprins, dar nu știu unde. Vedeți că se reflectă girofarul, dar nu știu unde e girofarul, care girofar se reflectă, că nu văd. Are girofar acolo deasupra? Că nu-mi dau seama. Oare are aici girofar? Da, are girofarul aici. Dar uitați-l ce mic e. Trei girofaruri așa de mici. Și uitați-le, le-a uitat pornite. Le-a uitat pornite și acum o să-i consume bateria și când o să dea la automat, o să o ia, mai greu, dar o să o ia până la urmă. Are pe aici îngrășământ, ce s-a stea, prune. Ia uitați-vă, fraților, are Viso prune făcute pe aici. Frumos, tehnică, cu îngrășământ, cu aute cositoare, pe aici poți să-ți faci. Ia, astea le putem lua de pe aici? Nu le putem lua. Să furăm și noi ceva, nu știu, cablul ăsta, am și eu nevoie de cablu din ăsta lung de curent. Aute, bidon din ăsta de motorină, mai pui ceva, are tehnică Viso aici. Portocale, îi vin bani frumoși, vin bani frumoși. Uitați-vă, are aici îngrășământ ăsta. Ăsta, da, e îngrășământ, cred că pus de el aici ca să-și ia plantele. El vine cu îngrășământul și îl bagă direct aici la cumpărat. Deșteaptă treabă. Dar cea mai deșteaptă și ne-a spus, sincer, ne-a spus și nouă să investim și n-am vrut niciunul să investim în afacerea lui Viso pentru că ne-am gândit că o să ne păcălească de bani și o să pierdem bani. Dar uite că nu a fost chiar așa și a investit banii în niște panouri aici. A investit banii în niște panouri fotovoltaice care produc curent
Și nu știu câte sunt aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și mare din astea în spate. Haideți să vă arăt cât profit îi aduc lui panourile astea. Deci panourile astea pentru Viso produc undeva la 9.000 de euro pe lună, aproape 9.000 de euro. Ăștia sunt bani frumoși, 9.000 de euro, plus că mare și din astea alte care produc aproape 1.000. Deci vii să faci o grămadă de bani pe lună, ăștia sunt banii pe lună. Deci cum ar veni, cât are acolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Îi vine cam 70.000 de euro, 70 ceva de mii de euro, 80.000 de euro aproape, îi vine pe lună din treaba asta cu curentul de la soare. Dar haideți să vă arăt că am făcut și eu o treabă din asta, că n-am stat liniștit. Nu degeaba am intrat eu în bancă, nu degeaba am luat 500 de mii. N-am putut să mă abțin, l-am văzut pe Viso că și-a făcut el afacere din asta așa mare. Și am zis, bă, nu pot să stau liniștit, trebuie să mă ocup și eu de o prostie ceva. Că până să-l văd pe Viso cu treburi din astea, aveam și eu un gând să-mi iau niște panouri din asta. Dar am zis, bă, mai scumpe, mai aștept. Dar văzându-l pe Viso, s-a stârnit în mine competitorul și am zis, hai mă să-mi iau și eu să... Aveam bani deoparte, strânsesem vreo 200.000 de euro, deci am muncit la pădure. Deci 100.000 de euro ne-a dat de început și cu ce am mai muncit eu la pădure vreo 100.000 de euro, cu niște terenuri ce mai muncisem eu, deci chiar muncisem destul de mult și strânsesem 200.000 de euro. Am mai vândut și niște balos de iarbă de siloz. Ieri, duminică fiind, bine, voi o să vedeți videoclipul ăsta marți, deci practic alalta ieri o să fie, duminică, am stat pe server undeva la 10, dacă nu mai bine de 10 ore și m-am jucat în continuu. Știu, țin minte că eram chiaun, pur și simplu era întuneric în cameră beznă pe la ora 10 și dacă îmi scoteam ochii de la calculator și mă uitam în întuneric, eu tot vedeam lumina de la calculator, atât de chiaun eram de calculator, cum ar veni, cred că știți senzația. Aici este un depozit cumpărat de mine, am dat 6.000 de euro, am cumpărat, am făcut frumos aici, este terenul 251 care este deținut de mine și aici mi-am depozitat eu baloții frumos, am și curent, ca să nu spuneți că aici aș putea eu să-mi fac o cămăruță, ceva unde să dorm, că n-am unde să dorm deocamdată. Dar o să-mi fac și casă de fermă, o să-mi fac mai multe. Și uitați-vă și voi, mi-am luat și eu niște din astea și mi-am luat o turbină eoliană, fraților. Mi-am luat o turbină eoliană de 750.000 de euro. 750.000 de euro am dat pe ea. Doar așa ca să produc și eu niște bani. Și într-adevăr, când trece luna, mie îmi vin undeva la 67-68.000 de euro doar din treaba asta. Acum, băieții, trebuie să dea timpul pe rapid ca să ne intre banii. Deocamdată nu au intrat prea mulți bani. Mai încerc să mai muncesc ca până se dă timpul pe rapid să mai achit, să mai plătesc acolo la bancă, să nu-mi ia ăștia utilajele înapoi. Mi-am închiriat și eu aici tractorul ăsta clas, care are undeva la 250 de cai putere sau dacă nu mai mult, vreo 300, nu știu, ceva de genul. Mi-am închiriat o remorcă, o combină, pentru că am văzut că sunt terenuri multe unde putem să recoltăm. Și oamenii au nevoie să le recoltăm terenurile și le recoltăm terenurile. Eu zic că e o afacere destul de bună, o să mă dezvolt destul de frumos, dar v-am zis, o să vă zic acum, pentru că i-am zis lui Viso. Cea mai mare frică a mea este ca Viso să se plictisească și să schimbe harta. Mie harta asta îmi place foarte mult, are niște, e fain rău de tot, îmi place foarte mult, are o grămadă de caracteristici românești, am stat ieri o grămadă și ne-am jucat chiar și Alin și Mădălin și Robert și Viso și eu, am stat o grămadă și mai este cineva, mai este Slavic, un băiat care se joacă și el, mai era un băiat Țucurel, care la fel se juca și el, dar avea 10 ani, băieții sunt mari aici pe server, mai înjură, mai dau câte una, două. Și na, pentru copil mic e destul de greu să... Că chiar dacă zici tu că nu te afectează, dar mai știi mai pe parcursul timpului cum te afectează pe tine faptul că ai stat cu niște băieți care vorbeau urât pe serverul de Discord. Nu vorbesc mereu urât, dar na, dai seama că mai fac glume prostești. Și chestii din asta. Și a zis Viso, bă, e prea mic ca să stea cu noi. Dacă avea un 15, un 16 ani acolo, 17 ani chiar,
nu era nicio problemă, dar de 10 ani las-o, frate, încolo, că e prea mic. Și nu l-a acceptat visul. A zis, bă, e prea mic, cred că a vorbit și cu el, i-a explicat destul de clar. Dar nu-i nicio problemă că băiatul clar o să mai crească și ne prinde de urmă. Că noi de acum o să îmbătrânim și el o să crească, o să devină mai puternic și nu-i nicio problemă că noi de farming nu o să ne lăsăm prea curând. Sincer, eu nu vreau să mă las de farming prea curând, că îmi place foarte mult jocul ăsta. Și mai ales că o să apară FS25 și din câte am auzit, mi-ar plăcea să se întâmple chestia asta, adică să fie ultimul farming, dar să se întâmple ca la Eurotrack. Să vină cu îmbunătățiri, să vină cu lucruri noi, să vină cu schimbări, ca astfel încât noi să nu mai trecem de la un farming la altul și iar convertește hărți, iar fă toate nebuniile și să avem un singur farming și să, practic, eu zic că dacă o să existe doar un singur farming, o să se întâmple un eveniment, zic eu, foarte folositor pentru noi, chiar acum mi-am dat seama. Ei bine, dacă o să existe un singur farming, gândiți-vă că o să se facă, o să se convertească toate modurile din toate farmingurile posibile. Deci gândiți-vă că o să fie moduri care o să aducă moduri la viață care n-au mai fost din FS13, de exemplu. Mamă, că mă gândesc la FS13 când călăreai vaca sau calul, ce călăreai pe acolo, calul nu, cred că vaca o călăreai, știu, țin minte că era un mod. Eu mă jucam pe vremea aceea Farming Simulator 13, mă jucam în reloare, că nu mergea altfel. Mă jucam, cred că 10 FPS-uri, 15 FPS-uri aveam maxim în farming. Că așa erau timpurile, în 2014 când mă jucam eu, cam așa, 2014, aveam un laptop vai de capul lui. Și m-am jucat multe jocuri în reloare, pentru că nu aveam cu ce. Dar acum am cu ce, dar nu mai am timp, pentru că trebuie să mă duc la muncă, și nici nu mai am aceeași atracție ca înainte. Hai că zicem că poftați vine mâncând. Dacă m-aș pune să mă joc așa vreo 2-3 săptămâni, să zicem că aș avea concediu și să mă pun să mă joc ca lumea, cheful ar veni din urmă. M-ar găsi cheful la loc. Dar nu știu ce să zic, e greu. E grea treaba asta. Cel mai frumos era când eram copil. Vezi cum e, când ești copil nu ai posibilități și când ești mare ai posibilități, dar nu mai ai același timp disponibil. Plus că mai intervine familia, mai una alta, mai proiecte, că toată lumea în ziua de azi mai construiește câte ceva, mai face câte una alta și e destul de greu să te mai ai timp să te mai și joci cum te jucai când erai mic. Weekendul cel petrece și noi destul de mult pe jocuri, ne jucăm Farming Simulator, Viso, Neovidiu mai fac câte un mod, Neovidiu ba chiar stă în ultima perioadă, stă destul de mult pe moduri și lucrează și face o grămadă de chestii interesante. Le face pentru că, în primul rând, are un canal de YouTube foarte interesant, Ovidiu 80 se numește, pentru cei care ați ajuns să-i cunoașteți canalul, știți destul de bine că se dedică modurilor și că face lucrurile să pară mai interesant. Adică dacă este un mod care nu prea e util, Neovidiu îi dă utilitate și merită să vă abonați la el. Chiar merită, pentru că are deja 309 abonați, aproape 310 abonați. Imediat o să fac în curând 400 de abonați, nu știu cât, în cât timp o să-i facă. Dar zic eu că într-o lună și ceva, două, o să aibă 400, dacă nu 400 și ceva de abonați, pentru că se ține de treabă, pentru că postează videoclipuri, mai ales harta aceea sudul Moldovei, de-o prezentat-o el zilele trecute, chiar vă rog să vă uitați la el la videoclip. Sudul Moldovei, care are și zăpadă, mi se pare că am văzut, este o parte, o porțiune din hartă, unde ai zăpadă și zăpada de acolo nu trece nici vara, nici primăvara, nici toamna. Dacă te duci în colțul ăla de hartă, acolo mereu o să fie zăpadă. Asta e chiar cel mai șmecher, ca și cum o băgat două anotimpuri într-unul sau ceva de genul. E ceva noaptea minții, nu te gândeai vreodată la așa ceva sau nu știu dacă s-a gândit vreodată cineva să facă așa ceva, dar e foarte interesant. Acolo zăpada pur și simplu e tot timpul, tot anul. Și sudul Moldovei o să fie o hartă foarte faină, o să-i dea Neovidiu drumul și la acea hartă, plus alte moduri care le găsiți la el pe Discord acolo, dar dacă ați ajuns pe canalul lui de YouTube, deja știți unde să mergeți și ce să faceți și să vă bucurați de tot ce vă oferă acolo. De altfel,
Viso, care și el are canal de YouTube, el e pe partea de roleplay acum. Vreau să vă zic că face niște serii de roleplay demențiale. Sunt foarte diferite față de cum le făceam eu. Aveam și eu idei să fac chestia asta, dar pur și simplu la mine era lenea mai mare ca să fac în felul ăsta. Dar o să mă dau și eu după toată lumea, după toată lumea, după Viso, că nu toată lumea face ce face Viso. O să mă dau și eu în felul ăsta să-l fac mai realistic, mai ce trebuie roleplay-ul și poate în FS 25 să revin și eu cu asta. Oricum am seria cu Emiluț, care îmi place destul de mult ceea ce fac și vreau să-l fac acum puțin celebru la început, serialul cu Emiluț, și după aceea să-l continuăm poate pe FS 25 sau poate să continuăm în continuare cu 22-ul cu Emiluț, deoarece în 25 până o să apară modurile, cine știe ce o să mai schimbe ăștia din farming. Cred că ne complicăm dacă trecem direct pe FS 25 cu seria lui Emiluț, pentru că deja pe FS 22 avem o grămadă de moduri, moduri care mă ajută să filmez, moduri care mă ajută să înregistrez și așa mai departe. Am vorbit cam mult, mamă, 16 minute și n-am luat pauză deloc. O să iau o pauză acum, mă duc să umplu header-ul aici, să umplu bunkerul și să vărs în remorcă și după aceea mai avem niște terenuri pe aici de recoltat. Deci mai sunt niște teren 80, dar face cineva contract pe el și nu avem voie să ne băgăm. Avem terenul 40 la care ne-am putea băga, dar faza e că costă 162.000 de euro și eu n-am bănuții ăștia. 162.000 de euro doar dacă o să vând ce-am recoltat până acum. Ia că mai sunt terenurile astea care costă 126 și 144. Astea le-aș putea lua. Le-aș putea lua lejer. Și mai este terenul ăsta care este 130.000, care la fel ambele sunt cu... Asta este cu floarea soarelui. Nu e cu floarea soarelui, e cu... mai este rapiță. Astea nu sunt cu rapiță. Ăsta cu ce e aici? Că nu-mi dau seama. Ăsta e cu grâu, nu cu ovăz. Nu e nici cu ovăz. Cu porumb, nici cu porumb. Băi, dar nu-mi dau seama cu ce e terenul ăsta. Oare să fie pe partea asta? E cu... raie, nu știu ce e asta, raie, rie, abar n-am, nu știu cu ce e, dar o să ne dăm noi seama. Dacă se poate recolta, recoltăm, trebuie să facem bani, că sunt în mare problemă, trebuie să dau ei 500.000 de euro la bancă și după aceea să mai produc bani, să mai cumpăr, nu știu, să mai cumpăr ceva, utilaje, să încerc și eu să fac o bază, o fermă, că m-a zăpăcit de tot eoliana aia, m-a băgat în faliment total. Și nu stau bine deloc cu banii. Ne băgăm la muncă, facem ce trebuie și revenim să vedem câți bani o să facem și cum o să ne descurcăm în acest minunat episod de multiplayer. Rămâneți aproape! Descărcăm acum, deci descărcăm în remorca asta, care este remorca mod de 500, de 250.000, adică 250 de tone are remorca asta. Și e destul de mare, e destul de faină. Bun, am terminat terenurile astea două, ia să-l vindem și pe ăsta de l-am cumpărat acum. Eu pur și simplu fac banii cu chestia asta din Farming Simulator, care îți permite să vinzi terenul și să-l cumperi la un preț și să-l vinzi la alt preț. Acum dacă îl cumpărăm iarăși, tot 51.000, vedeți că e același lucru, pur și simplu normal ar trebui ca acum fiind recoltat terenul, să-l vinzi la un preț mai slăbuț decât l-ai cumpărat-o. Dar ăștia de la farming deocamdată nu s-au gândit la chestia asta și au lăsat lucrurile așa cum sunt. Lăsăm combina aici și hai să vedem. Avem 155.000 acum. Oare pot să mai cumpăr un teren, să mai văd un teren gata de recoltat? Aici îl vreau pe ăsta eu, care e 162.000. Zic eu că dacă vând de aici, hai să ne uităm la un preț ca să vând și să mă bag și în partea cealaltă să recoltez și să facem bani frumoși. Avem rapiță la 512.000 de euro. Vai mamă, bani frumoși. Etichetează locul și să vedem unde vindem. Hopa, hopa. Avem aproape. Avem, de fapt nu e chiar aproape, aproape. Trebuie să o luăm pe aici. Mergem pe aici, pe lângă shop. Și îi dăm tot înainte. Bun, perfect. Hai să ne dăm jos și să mergem să vindem aici. Avem până acum făcut puțin. 18.000. Nu, nu-mi vine să cred, prea puțin. De la bancă mai putem să împrumutăm ceva? Nu mai putem să împrumutăm nimica. Doamne, deci nu-mi place treaba asta. Vreau doar atât, să ajungem la 100
100 cât? 162.000. Dacă ajungem la 162.000 cu ce avem noi aici de vânzare, e belea, e bine tare. Dacă ajungem la 162.000, ca să putem să luăm terenul ăla și să mai recoltăm și de acolo, să ne scoatem măcar pârleala pe închiriatul utilajelor și să mai facem și ceva profit. Asta îmi doresc. Eu acum nu urmăresc decât recoltele care sunt deja gata de recoltat. Mă duc, recoltez, fac bani una alta și așa mai departe. Dar încă ceva mă mai interesează la linii de producție, încă lanțuri de producție, încă nu avem nimic, nicio tâmplărie, nicio fabrică, nimic. Vreau să încerc să vedem dacă mai putem să vindem niște lemne, dar nu cred că mai merge. O să mă duc eu să încerc acum să vedem dacă mai merge să mai vindem niște lemne, să mai vin, trebuie să facem bani, nu-i de joacă. Deci până mi-am cumpărat eu oaliana aia și mă dă aia peste cap, până nu o să dea băieții timpul pe rapid să mă mai dezmeticesc, nu o să iasă treaba deloc. Da, fraților, păi ne vedem de la punctul de vânzare, să vedem câți bani facem și să vedem cu ce ne mai ocupăm în episodul de astăzi. Fraților, suntem aproape de punctul de vânzare și văd că băieții și-au lăsat utilajele pe aici. Uite, o remorcă pentru header. Astea cu ce sunt pe aici? Cu iarbă? Astea sunt cu iarbă. Aș putea să închirie să fac iarbă. Aș putea să închirie să fac iarbă ca să am... ca să am treabă, ia să vedem, iarbă. Astea sunt cu iarbă, tată, și-s gata de recoltat, ia să vedem. Gata de recoltat, oho, păi da, dacă m-aș pune pe iarbă să fac niște baloți din aia așa care să-mi aducă bani frumoși, frumoși, doar că, uite mă că și-a mai pus cineva panouri pe acolo, uite, panouri solare din alea, din alea, care mai fac bani. Acu' i-o fi baza asta oare, cred că e al lui Slavic, nici nu știu, nu-mi dau seama cu e baza asta. Dar pare să fie al lui Slavic, nu știu sigur. Ba nu, e al lui Alin sau Mădălin. Alin sau Mădălin, unul din ei are baza aici. Alin e cu albastru, nu, e baza lui Alin. Am înțeles, Alin și-a făcut. Ah, e baza lui Alin. Deci are și Alin bază. Eu l-am suspectat pe Alin că el nu are niciodată bază. El umblă cu cerșitul, vine pe la mine să-i mai dau ceva, să-i dau împrumut. Dar nu mai dă înapoi, cam așa face Alin. Deci chiar e super, super tare. Aici avem niște utilaje care stau cum ar veni la rând. Asta chiar e fain. Stau cu greu la rând, să descarce. Harta e încărcată cu tot felul de animații și cu tot felul de obiecte pe aici. Dar... haide mă, nu descarcă. Hai să vedem așa. Ușă spate... ușă cereale, ușă stânga, aici, atât. Hai să descărcăm. Descărcăm să vedem dacă facem 160. Oh, bun! Bun, tată, 164, nici nu mă uit, îl cumpăr direct terenul. Cumpărăm terenul direct. Deci care era terenul? Ăsta. Ăsta e gata de recoltat. Cumpă, asta, tâta, tată. Și acum să vină bănișorii, să facem bani. În adevăratul sens al cuvântului. Mă duc, vă arăt imediat cât de mare este terenul pe care îl avem de recoltat și de-abia aștept să-l recoltăm, să mai facem niște bănuți acolo. Avem 2400 în momentul de față și cu ce am câștigat noi, am câștigat vreo 9000 de euro, parcă am văzut ceva pe acolo, e bine, e bine. Și cu ce recoltăm pe ăsta, mai sunt terenuri pe aici de recoltat, cred că or mai fi. Azi vedem cum stă cu prețurile pe la iarbă, poate vindem niște iarbă. Iarba e slabă, nu, nutrețul silozat 155, nutrețul silozat se dă bine. Nutrețul silozat e chiar bine. La porumb, unde era porumbul? Da, să mai închiriez de porumb, să alea e destul de greu. Porumb, 400, nu, rapița e cea mai bună la 500, deci rapiță, unde văd rapiță pe hartă, acolo m-am dus. Deci să înțelegeți și voi că unde este rapița, acolo m-am dus, să fac bani destul de frumoși. Și sau boabe de soia? A, boabele de soia, azi vedem, avem boabe de soia pe hartă? Facem tată cu boabe de soia dacă e. Opa, avem terenuri cu boabe de soia. Avem terenuri cu boabe de soia care sunt ale nimănui. A, uite ăsta, terenul 63, 290.000. N-avem bani pentru ăsta. Ba, da, dacă m-aș fi gândit mai din timp de boabele de soia, că sunt bine plătite, nu mai făceam eu greșeala de am făcut-o acum, dar asta este, până la urmă, trebuie să înveți din greșeli, că altfel n-ai cum.
O să mă duc să mai fac niște bănuți și mă dau după aceea pe boabe de soia, că văd că e slăbuț la ce fac eu acum la rapiță, e slăbuț. Mă dau pe boabe de soia, facem bănuți frumoși de acolo. Și ce să zic, hai că revenim de la teren. Am ajuns cu tractorul la teren și acum mă duc să duc și combina la teren. Dar ce mi se pare interesant la combina asta este faptul că a consumat toată motorină. Deci mi-a consumat motorină. Uitați-vă și voi că mai am jumătate de rezervor. Nu știu de ce a consumat atât de multă motorină, dar a consumat foarte multă. Comparativ cu tractorul, mă gândesc că are și rezervorul mai mic această combină. Și dacă e să rămân fără motorină, cred că... nu știu ce să fac, o să mă duc, când o să intru pe roșu, o să mă duc la benzinărie, că nu cred că se merită să mai închiriez încă o combină și să mai dau banii pe alta ca să vină cu rezervorul plin. Nu cred că se merită. Așa că o să mă duc eu să bag motorină de 300-400 de euro cât o să intre într-o combină de asta și să ne facem treaba. Terenul ăla este destul de mare, avem aici boabe de soia la greu, dar pe două terenuri e deja recoltat, au făcut băieții contractele. Și asta mă supără. Uite, și pe aici mai avem. Asta e iarbă, deci sunt multe terenuri de iarbă. Iarbă la greu. Cine vrea să aibă animale și să fie fermier are de unde pe harta asta. Iarbă, terenuri cu iarbă la greu. Nici nu știu de ce sunt atât de multe terenuri cu iarbă, dar sunt chiar foarte multe. O să intrăm în brazdă imediat. Uitați-vă, dar merge combina asta greu, 22 la oră. Bine, altele merg și cu mai puțin. Ia să o iau pe partea asta, pe partea dreaptă. Frumos, are și voci, oameni care vorbesc pe aici pe hartă, are multe chestii interesante. Hai că am trecut și de gard. Sunt distrugerile de terenuri sunt activate și nu prea pot să mă duc fără să intru cu header înainte că se strică terenul. Așa, am intrat frumos în brazdă și îi dăm bătaie la terenul ăsta al nostru, că stați că nu văd care e. Stați mă că nu văd care e. A, uite-l ăsta. Mamă, ce mult avem. Facem bani de aici. În seara asta o să fac. O să recoltez tot terenul ăsta. Trebuie să mai fac bani. Să ieșim din impasul ăsta mare pe care îl avem noi în momentul de față. Și ne descurcăm. O să mai cumpărăm niște panouri. Cred că depinde. Trebuie să se dea timpul cu o lună, două, trei luni. Ca să-mi plătesc și o rată la bancă, să, după aia să înceapă să vină banii pe utilaje, pe ce, să mai cumpăr și eu câte ceva. Este de muncă, este de treabă, atâta sper să nu se schimbe vis-o harta prea repede, pentru că este o hartă foarte frumoasă și foarte interesantă. Mie îmi place la nebunie, v-am zis, am stat ieri mai bine de 10 ore și cam asta a fost cu episodul de astăzi. V-am zis, o să mai fac episoade din seria asta, că îmi place pe multiplayer. Chiar dacă mă joc tot singur, dar totuși știind faptul că cineva de aici din zonele astea este competitor cu mine, cum ar veni, sau lucrează și ei cam ceea ce lucrez și eu, e un sentiment diferit și chiar te ajută mai mult să vezi lucrurile altfel. Acum lucrător automat aș putea să pun aici, doar că e mai dificil, trebuie să aranjez eu puțin terenul și după aceea să pun lucrător automat. Dragilor, cam asta a fost cu episodul de astăzi. Nu vreau să vă țin chiar foarte mult. Eu zic că este de ajuns pentru un videoclip de multiplayer. Până ajung și eu să fiu bogatanul ăla mare, să am și eu bani care să-mi vină în portofel destul de mulți, mai durează. Și cam asta a fost cu videoclipul de astăzi. Noi ne vedem data viitoare la un nou episod. Și până data viitoare, eu nu vă urez decât numai baftă!